și la ce mă uite? Bă, bă, bă! Salve, sacalilor! Ce faceți? Păi frumoși mei, deja e a doua oară într-o lună, da? Când nu port șapcă într-un clip. Deci vă rog frumos, trebuie să fie un clip apreciat ăsta, bă. Efectiv, de fiecare dată când, adică vreau să filmez fără șapcă, că na, nu pot să spamez atâta șapca aia, bă. Îmi imaginez mereu pe cineva care spune, măi, Smir, nu ce rușine, mă, cum poți, bă, să filmez în halul ăsta, bă? Gen, da, are dreptate, știi, dar să mai împute șapca aia, mai trebuie să o pune ăla, că la mașina de spăla, bă, că nu pot, o portă în fiecare zi, bă. Nu vreau să fiu clasic cu YouTuber, dar foarte multă, fără Caterin, că foarte multă lume mi-a zis, băi, Snic, o mers Alexandru Pârgaru la România au talent, bă. Trebuie să vă amintiți reacția de la Alexandru din vară, băi. Soarele este galben, da, sau roșu, sau alb. Stai, bă, bă. Dar de fapt el este verde. Poate... Au mers omul la România au talent și pe 3 în trending. Deci efectiv Alexandru Pârgaru a făcut un pic de chirșul pe toți, sincer. Trebuie să vă dau o veste super bună. Eu și cu fratele meu am făcut un canal de YouTube. Bum, ratați, puteți să vă abonați, bă, acolo. Să facem cât mai mulți abonați, trebuie să vă mulțumesc că deja ne-am strâns peste 13.000 de abonați. Pe canalul ăla eu și cu fratele meu să facem reacții împreună și o să fie mega ciudat. Eu și cu fratele meu să facem. Dar o să fie super tare, așa că abonați-vă cât mai mulți acolo până pregătim noi clipul. Și trebuie să vă arăt ceva. Mă pregăteam și o să filmez frumos și uite, bă, ce e aici. O LED de la Fuso cu codul SNIC 10% reducere, bă. Ca să vedeți ce face codul SNIC 10% reducere. Intrați pe Fuso, vă luați haine, vă faceți frumos. Ca mine, cum, dar să folosiți codul SNIC 10% reducere. Hai, l-am filmat, aia zi. Bun, hai să vedem. Mânuța cealaltă. Hai să vedem. Ce se întâmplă oare? Deja, de ce pare ciudat? Mamă, dacă îmi lovește în bunul ăla. Băi, ce lotrii l-a pus așa, așa l-a pus jos, băi. Ce se întâmplă, de ce am intrat pe video și de ce e muzică bisericească pe fundal, bă? Ulterior am aflat că trebuie să ne uităm mai întâi pe voi, băi, băieți, că aici ai, ăștia l-au pus, bă, și pe YouTube, că normal, că-i foame, bă, dar ne uităm pe voi la ce s-a întâmplat prima dată. Aici spus, aici. Multe, pentru așa. Cine are să asculte, invit aici alături de așa. Mine pe domnul Bombonel. Cum se cheamă? Oh my God! Oh my God. Bombonel. Bobo, pe Bobo, da? Bobo. Bobonete, Bobo. Da? Nu am cum să refuz un om. Un om care a venit cu atâta bunătate, ne vorbește de Dumnezeu, de Iisus, de asta. Ce poate să mi se întâmple? Dracu, bă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Oh my God, ce zică. Păi, săracu, bă, da. Salut. Bine ai venit la România au talent. What the fuck, bă, la ce mă uit? Namaste. Namaste! Hei, arigato să mă dagi! Oi, guten tag! Hei, hei, oh, bă, soame, siu! Eu gărăș, mea gărăș! Nu știu care e treaba cu omulețul ăsta, dar să știți că mi-i place. Gen, acum, fără nicio Caterin, omulețul e foarte tare și îmi place... Nu știu dacă e personal, dar îmi place de el. Un băiat de treabă, bă, și așa, săracul nu știu dacă înțelegi neapărat ce se întâmplă, dar e un băiat de treabă, bă. Și are un umor involuntar, ceea ce mulți nu avem. Eu, adică. Hai, să-ți continuu. Adică... Veniți acest salut. Cât trebuie să stau, zi-mi, Alexandru. Atât, ajunge. Acest salut venit din limba tibetană, este un salut al călugărilor tibetani. Da. Și se traduce în limba română în următorul. Păi, alo. Păi, hai să da, gata, bă, sincer, când mă enervam. Hai în următorul fel. Deci eu aici chiar... nu cum vorbesc. Se traduce? Nu vorbesc, nu fac miștouri, nu fac glume, nu fac divertisment. Vai, vai, de bă. Mai bine, mine, că eu nu mă ocup. Păi, ba, trebuie să vă ocupați și cu așa cu divertismentul? Ceva. Cu divinitatea. Ce i-a zis? Namaste se traduce motamo în limba română în felul următor. Divinul din mine salută, respectă și iubește divinitatea din tine. Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterestri, cu alte zone? Adică dacă nu crezi în Dumnezeu sau ce? Nu știu, cred în Dumnezeu, dar poate nu cred ca tine. S-a luat aiurea. Haideți să dăm un exemplu. Păi... Bă, te-ai să vede că m-a evoluat mult de la celelalte emisiuni, Alexandru, bă, dar acum, sincer, când o-i să-sta, practic, ui, eu ce mă fac dacă nu-s ca tine? Ați văzut că a făcut? Mă fuc! Când vorbești cu un om și zici ceva și-l vezi că lasă așa capul jos, știi că s-ar putea să iei o mare pumbă. Deodată, parcă-l vedeam pe Alexandru, cu tot respect, dacă îi dădea unul domnul Bombonier aici, îl trimitea, ești prost, direct la călugări. Unul dintre cei mai mari atei ai istoriei omenirii, pe nume Blaise Pascal. Stop, preiau cuvântul? A zis așa, dacă aleg să cred în Dumnezeu
Iar la finalul vieții se va dovedi că Dumnezeu nu există. N-am pierdut nimic. Bă, la ce mă uite? Stai că acum următorul episod. Ce s-au luat ei așa, iurea oamenii ăștia, bă? Am intrat să văd ce-a făcut Alex, bă, tovarășul meu, și acum au discuții de Tibet, namaste, de Dumnezeu. Ia, și nu acum. Și acum a început trucul. Controlează chakrele. Bă, da, ce micuțe, bă. Ei. Bă, da, o dat-o la cârma sa, e. Bă. Și la ce mă uite? Bă, bă, bă! Ce bă? Îl vedeți pe domnul ăsta? Mie-mi place, de-l cheamă Dragoș și cumva, nu mai știu cum, dar acum nu mi-a plăcut. Lasă-l, bă, pe Alexandru, bă, să-și termină alea cât ce are de zis, bă. Deci mi se pare lipsă de respect, bă, dacă nu-ți place, apeși tu, bă, pe ăla. Dacă ar fi o dată să fiu la România, talent, să meșteresc eu ceva pe acolo, să-mi apesi unul de ăsta așa, băi, gata, nu mai fac nimic. Apoi dacă nu mă place, sănătate. Și am plecat, nu mai stau. Păi dacă îmi dă unul și mă întrerupe, mi se taie tot cheful. Nu știu cât de reală poate să fie chestia asta, pentru eu am observat chestia asta, nu știu dacă, dar n-am zis nimic. Am observat atunci când o putea să când o presăra, bă, ce prost. Stați că vă arăt cel mai bine. Uite aici. Bici. Bici. Bă, dacă bolul era aici, cum n-am putea să fie așa? Op! Gen aici mi-am dat seama că cred că o fi o catering cu ceva. Gen era bolul aici și de aici mâna, op, știi, putea să vină gen așa, da. Op, op. Nu mai întreb, gata. Vine, nu știu care-i faza, că oamenii n-au pus. Da, deci ăsta m-am enervat aici. Și ăsta așa aplaudă. Foarte urât, asta foarte urât. Nu înțeleg ce-s chestiile astea. Haide puțin. Uită-te deasupra apei. Da. Vezi pe mâna mea ceva? Nu. Deasupra apei sunt câte urme? Trei urme. Bun. Una, două, trei. De câte ori am pus mâna pe apă? De două ori. De două ori? O singură dată. De trei ori. Măi, eu nu-s nici nebun, nici prea nici tăpic. Bătăliu la bătăliu. Tata ceresc, dă-mi răbdare. What? What? Ajută-mă să pot să duc crucea aceasta. Grasă. Te-ai seama, leacă, că eu sunt șocat. Eu nu mi-l amintesc așa pe băiatul ăsta, bă. De câte ori a pus mâna? Stai că acum o iau foarte personal, că mă gândesc dacă eram eu în locul lui Bombonel. Dacă eram eu în locul lui domnul Bobonete, frate, acolo, la, și mă întreba Alexandru, n-o pus, frate, adică n-o atins omul cel puțin o dată? Poate a fost o chestie pe care n-am văzut-o. Nu. Stai așa, bă, că... Stai că omul... Ia. Aici au atins, că nu înțeleg. Deci o băgat degetul în apă, da? Deci o băgat, bă, degetul, bă! Da, omul atins. O singură dată. De două ori. De trei ori. Măi, eu nu-s nici nebun, nici prost, nici tâmpit. Bă! De câte ori ai pus mâna? Potelea la bătăi. Tata ceresc. Ai răbdare. Vai de capul meu. Ajută-mă să pot să duc crucea aceasta. Grasă. 1, 2, 3. Bun. Și-ai atins apa o singură dată. De 3 ori. De 3 ori. De 2 ori. Eu am păi de 3 ori, ia uzi. Acum cele 5 elemente, uite. Ia. 4. Așa. 5. Și acum ce se întâmplă? Acum. Dar chiar o băgat. Cu mânuțele pe lângă corp. Se conjoară. O secunjoară, mititică. Relaxat, atât. Complet. Inspirăm lumină divină și expirăm lumină divină. Oi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vino și te slăjulește în noi. Bă! Înaintea noastră, înapoi a noastră, de-a dreapta noastră, de-a stânga noastră, de desubtul nostru, de deasupra noastră. Bă! În tot ceea ce vedem, în tot ceea ce simțim. Bă! În tot ceea ce simțim, sau grăim, în tot
tot ce înfăptuim. Sigur o mers omul la România au talent sau l-au luat producătorii aia, bă, l-o suna să vină, bă. Că nu cred, bă, că se ducea el la România au talent, bă, după ce s-o termina cu, că a fost o memă, da, într-adevăr o trebuie, dar nu cred că se ducea omulețul ăsta la România au talent, sigur o suna producătorii aia, bă. Așa se întâmplă, frate, că nu vin oamenii toți așa random la România au talent, trebuie să-i cheme, bă, și acum l-o chemat și eu zic sigur să facă ceva, acum asta, dacă asta o ales el, este o alegere un pic ciudată. Hai să-i dăm până la final. Tot ceea ce ne înconjoară. Amin. Te duci? Nu știam că durează și... Știi ce înseamnă când te duci? Că mă duc la locul meu. Ferească Dumnezeu să te duci. Că dacă te-ai dus, te-ai dus de tot. Da. Așa e, ai dreptate. Ferească Dumnezeu. S-a râs la asta. Bă, are dreptate. Ce mai facem, man? Că nu mai înțeleg. De mai chemat aici stau de jumătate de oră, mi-a arătat cele 5 elemente, ai pus niște făină cu piper în astea, te-ai și enervat, te-am lăsat să dai și un pumn. Nu înțeleg de ce ai venit aici. Uite, acum te mângâi. Nu, zi-mi de ce ai venit aici, că nu înțeleg. Ai venit să faci toate astea și să mă mângâi pe mine? Asta este tot? La ce? Înțeleptul Diogene a spus un lucru. Aoleu, man, tu știi pe toți? Lume, părintele Cleopa, înțeleptul Eugen, toate astea. Zine, la ce, mă, ce uite? Se întâmplă? Ce se întâmplă? Da. Ce să se întâmple? Am făcut o mică purificare asupra ființei tale. Mulțumesc foarte mult. Cu toată iubirea. Cred că aveam nevoie. Ceea ce este mai benefic să fie cu dumneavoastră și cu noi toți. La ce m-am uitat? La ce m-am uitat? Bă, s-o certa, bă, la final. S-o lua, să se simțea tensiunea de aici, de la calculator, de la Bacău, de la mine. Dacă e să o dăm sincer, bă, și ăsta a fost o leacă așa, adică spre final, gen prea. Nici prea, nici foarte, dar prea. Putea să-l lase, știi, dar s-o lua taiurea și el, știi, că s-o enerva, că zice așa, lasă-mă, te purifici, bă, lasă-l pe omule, să te poate chiar zice. Și avea dreptate. Când te-ai dus? Te-ai dus de tot. Uitându-mă la partea asta, nici nu pot așa, frate, să râd, să comentez, să... Nu vine doar să... Nu știu, îmi pare rău, frate. E bune, frate, nu. Deci asta, ultima parte, la început așa a fost Caterinca, dar... Acum, văzând acest comportament, omul nu merită așa ceva, bă, sincer. Până la urmă, Alexandru Pârgaru e prietenul nostru, frate. Cum e el, frate, trebuie să-l iubim, să-l respectăm. Nu știu dacă mai era din emisiune, că ăștia nu o pun, bă, trebuie să mă abonez, bă, la aici, pe voi, o să plătesc, să mă, bă, cine simțire, bă. Nu pot să-l văd, bă, pe Alexandru, bă, că trebuie să... Cam ăsta au fost videoclipul, mă găsiți și pe canalul secundar, abia am postat, când filmez eu chestia asta, abia am postat un clip pe canalul secundar, pe canalul de gaming, adică... Ne vedem și pe Instagram, tot la Sniculeț, și pe canalul... împreună cu fratele meu, dacă vreți să vă abonați. Ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă și ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bubu!